Un clip de pe YouTube a stârnit multe reacții negative la adresa acestor felii de brânză topită. Încercând să ardă cu bricheta o felie de brânză topită, persoana care realiza experimentul a observat că acesta nu se topește, ci doar se înnegrește și se întărește, asemenea plasticului aruncând o privire pe lista de ingrediente conținute de feliile de brânză topită ale unui brand cunoscut, am putut observa câteva aspecte destul de dubioase. Pe listă se află lapte, zer, proteine din lapte concentrat, grăsimi din lapte, fosfat de calciu, sare, citrat de sodiu, concentrat proteic din zer, acid sorbic, enzime, extract de paprika și vitamina D3. O mare eroare constă în faptul că brandul respectiv omite să precizeze cumpărătorului ce fel de lapte a folosit la fabricarea produsului, deoarece există lapte integral, lapte cu 2% grăsime, degresat și așa mai departe. Apoi, alte ingrediente care atrag atenția nutriționiștilor sunt proteinele din lapte concentrat, care sunt definite ca un tip de lapte foarte ieftin, obținut prin diverse proceduri chimice și de filtrare. Astfel rezultă caseina, care se utilizează pentru a lega compoziția, dar și ca adeziv în industria maselor plastice. Acidul sorbic este un alt ingredient care nu are ce căuta într-un produs alimentar, relatează realitatea.net.